Luna ianuarie, pe lângă începutul de an, are o însemnătate istorică pentru poporul român, căci pe data de 24 ianuarie se sărbătorește înfăptuirea Micii Uniri a Principatelor Române. La data de 24 ianuarie se sărbătorește un eveniment definitoriu în istoria țării noastre și în formarea României așa cum o știm astăzi. Astfel, unirea Principatelor Române a avut la bază apropierea economică și culturală între Țara Românească și Moldova, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, ales domnitor în ambele principate. Data de 24 ianuarie 1859 a constituit și evenimentul de bază predecesor Marii Unii de la 1 decembrie 1918, formându-se un stat unitar național. Ambele zile sunt evenimente de referință în istoria României și reprezintă un motiv de bucurie pentru poporul nostru. Important de menționat este faptul că, înainte de cele două evenimente istorice, procesul de unire a început încă din 1848 prin Uniunea Vamală între Moldova și Țara Românească în timpul domniilor lui Mihai Sturza și Gheorghe Bibescu. Însă, cel care a rămas în istorie ca figură fundamentală a unirii este Alexandru Ioan Cuza. În 1862, Alexandru Ioan Cuza a unificat puterile statului, anume guvernul și parlamentul, și a realizat unirea politică. La finalul domniei sale, în 1866, Principele Carol de Hohenzoller a consolidat unirea, iar prin Constituția adoptată, Principatele Unite au luat oficial numele de România la 1 iulie 1866. Mai puțin de un secol mai târziu, la 1 decembrie 1918, s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România, creându-se România de astăzi. Deși poate nu pare așa, unirea a făcut parte și dintr-un joc politic mai mare între marile puteri, astfel că Austria se opunea unirii pentru că era susținută de Franța, iar pe de altă parte, Prusia susținea unirea tocmai pentru că astfel se opunea Austriei. Mica unire a rămas în amintirea colectivă un eveniment de mare importanță, iar în zilele noastre există anumite locuri din România unde este sărbătorită cu mare seriozitate și bucurie de către localnici. De exemplu, în multe sate din România, oamenii se îmbracă în costume populare, se organizează hore și serbează toată ziua. Apoi, la biserici, oamenii îi comemorează și se gândesc la cei care au făcut posibilă unirea. De asemenea, evenimentele organizate pe 24 ianuarie se deschid cu ascultarea și fredonarea imnului național, relatează travelmint.ro.